Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unul dintre lucrurile care caracterizează o țară civilizată cu guvernare responsabilă e și funcționalitatea efectivă a infrastructurii de transport. Adică nu doar să se facă, dar să și meargă, să funcționeze cum trebuie. Căile ferate, drumurile, tunelurile, pasajele, podurile, lucrările de geniu civil care alcătuiesc infrastructura, sunt ele utilizabile? Își îndeplinesc funcțiunea pentru care au fost construite la un moment dat? Că degeaba ai dacă cazi cu mașina prin găuri. Își mai, că da. Cred că asta e întrebarea. Își mai? Își mai. Adică știți când transportul pe calea ferată în România, când pe calea ferată, da, se circulă cu viteze medii mai mici ca în urmă cu 50 sau pe unele sectoare chiar mai mici ca în urmă cu un secol. Nu știu despre ce evoluție și civilizație mai putem vorbi. Problema pare să fie că administratorii acestei țări, pe care noi îi plătim din taxele și impozitele noastre, tocmai ca să administreze țara, am senzația că nu-și înțeleg rolul de fapt. Adică banii pe care îi dăm, îi dăm și pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, dar de decenii întregi guvernele ignoră această obligație și pasează problemele practic de la un ciclu electoral la altul. Lasă să se strice la ăilalți. Păi ăilalți, tot noi suntem, tot, noi toți suntem, da, de fapt. Să luăm următoarea situație. În București, capitala grădinii Maicii Domnului, au fost expertizate tehnic 24 de poduri și pasaje rutiere. Totalul e de 34 în București. Deocamdată au făcut 24 și cred că o să le mai facă și pe alte. Rezultatul. 22 din cele 24 expertizate sunt într-o stare tehnică la marginea ruinei. Adică stare tehnică 4 sau 5, care înseamnă risc pentru siguranța circulației. Serios? Da, serios. Este expertiză oficială făcută de specialiști la solicitarea administrației străzilor. Municipalitatea capitalei. Ele pe afară mai sunt vopsite, arată rezonabil, dar când te apuci să le expertizezi literalmente la structură, la cum funcționează ele, descoperi că stă în stare 4 sau 5. Asta înseamnă 5. Că doar pe două circulăm în... Da. Doar două au luat calificativul satisfăcător. Adică în siguranță totuși. Da, satisfăcător. Bă, deci dacă ar fi o clasă de elevi, podurile, tunelurile, câte sunt repetenți, ele, pasajele din capital, ar fi aproape toate repetente. Două ar fi direct exmatriculate, pentru că două au gradul 5, ăla cel mai nasor risc pentru siguranță. Numai două dintre loaze ar lua un 5, amărât, de trecere la limită. Astea două premiantele, nota 5, sunt podul la Cutei, construit în 1988, reparat în 2010, și pasajul Pipera, făcut în 2012. În rest, nenorocire. Pasajul Pipera ăsta strâmb de aici? Sincer, nu dau seama exact care este, dar presupun că, da, ăsta care este făcut... Da, corect. Este pasajul Pipera pentru bucureșteni sau cei care trec prin partea asta a Bucureștiului? Cred că e la peste calea ferată. Șoseaua, face legătura... Băi, este pasajul ăsta făcut aici, peste care, dacă treci la una dintre îmbinări... Trebuie să știi pe unde treci, că altfel, da, îți rup mașina. Exact. Da, așa e. Deci se trece pe banda a doua, pe sensul ăla, nu pe banda întâi. Pe banda întâi am mai văzut oameni săraci care vin prima dată în București, vezi după numere, care trec pe acolo și rup mașina. Și este așa de ani de zile. Și dacă te duci pe jos la metrou, se aude cum face podul. Dum, 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 dum. Mă gândesc la vieții oameni care stau în zonă. Adică se aude ca și cum detonează cineva dinamită din podul ăla și... Se multe clădiri de birouri și poate s-au mai obișnuit. Acolo asta nu pe sensul dinspre Caranfil încoa, nu? Da, dinspre Caranfil. Eu nu am fost niciodată, bine cum mi-ați zis că... Deci când da. Pe banda a doua, colegule, la prima îmbinare. Și prima bandă aia de la trotuar, nu? Da. Nu știu niciodată, jur, mi-e rămân cu asta. Da. Sper că nu te-a auzit nimeni, ai permis. Deci a doua, hai să vorbim peste el. Da. Doamne, n-a zis nimeni nimic. Mergi lângă axul drumului. Asta. Și mai simplu așa, lângă trotuar, lângă axul drumului, nu cu banda 1, banda 2. Bine că nu sunt trei benzi. Bun. La cel mai mare grad de uzură cu indicativul 5, care este cel mai ridicat din punct de vedere al pericolului, se încadrează pasajul Lujerului și podul Băneasa. Pasajul Lujerului, construit în 87, a trecut prin reparații capitale în 2012. Prea capitale par să nu fi fost dacă acum e la gradul 5. Da, ciudat. Podul Băneasa l-au făcut în 1936. Și a trecut prin niște reparații în 2005 și acum e starea. Deci vedeți și diferența? Podul Băneasa e ăla din Herăstrău, ăla, pe tren. Nu, pe, ăla pe care treci peste Herăstrău. Da, de trece, da, trenul pe el. Nu, ăla este podul feroviar. Eu vorbesc de podul rutiere. Deci ăla dinainte de, cum să spună, dinainte de
Fântâna Miorița. Ah, gata. Nu trece Herăstrău, trece peste Herăstrău, înțelegi? Pe acolo trec majoritatea mașinilor care intră. Toate mașinile care vin din nordul Bucureștiului sau cea mai mare parte pe acolo intră. Practic jumătate de București. Da, da, ăla vedeți, făcut în 1936. Reparat în 2005, sigur, e la gradul 5 acum. De e rușine să se strice. Lujerului făcut în 87 e tot acolo. Și a mai fost reparat odată în 2012. Bun, în principiu, starea de uzură de grad 5 impune intervenții de urgență. Vedeți vreo urgență, vreo preocupare, vreo tresărire măcar din partea administratorilor acestor obiective? Nu. Și expertizele despre care vorbim, care sunt făcute, reamintesc, la comanda administrației străzilor din București, privesc poduri și pasaje deosebit de importante din capitala României. Sunt, cum ar fi, podul Eroilor, peste Dâmbovița, podul Ciurel, podul Mărășești, podul Florească, peste lacul Florească, ăla cred că este deja, cred că înălțimea podului acolo este de cel puțin 6 metri. Pasajul Fundeni și așa mai departe. Toate stare nesatisfăcătoare, grad 4 din 5. Nu au fost expertizate de data asta podul Grand și pasajul Basarab. Podul Grand s-a reparat acum câțiva ani. Da. Poate de aia nu l-au expertizat, au zis, adică, să nu avem vreo surpriză. Adică nu știu dacă l-au, bine să nu știm. Nu știu dacă l-au consolidat, dar de asfaltat și schimbat linia de tramvai au făcut-o. S-a lucrat serios acolo, da, sper. Da, 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 vreo 2 ani. Pasajul Basarab, ăla, început de Băsescu, terminat de Oprescu. Terminat de Oprescu, este ruginit tot, vai de capul meu ce urât arată. Acum sper să nu fie afectată și infrastructura, și, da, infrastructura sau structura de licență. Și nu a fost expertizat de data asta podul Unirii, pentru că pentru asta s-a făcut expertiză și știți că trebuie lucrat acolo serios. Să nu e la cu tavan fals? Urmează, este vorba de nu doar de pasajul Unirii, tot podul de Unirii. Toată bucata aia. Tot centrul de acolo acoperă Dâmbovița. Și acolo podul ăla este, sunt niște planșee făcute și ăla trebuie refăcut tot. București o să intre într-un șantier, centru o să fie nasol. După ce au făcut în pasajul Unirii, hai mai bine lăsăm așa. Nu, dar pasajul Unirii a fost stricat de primăria sectorului 4. Zic, nu mai bine lăsăm. Acum are ocazia să strice primăria generală. Da. Da, deci începe un șantier acolo. Sigur, ar trebui să urmeze 24 de șantiere. Că logic așa ar fi. Zic să nu ne ține mai respirația. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.